Isteria măștilor sanitare, dar și măsurile de igienă luate de populație, ori impuse în cazuri precise de autorități, au influențat în mod fericit evoluția îmbolnăvirilor cu gripa sezonieră. În plus, cifrele arată la nivel de țară cea mai mare rată de vaccinare din ultimii 3 ani. Din păcate însă, medicii au raportat că cel mai mare risc de îmbolnăvire la copiii de până în 14 ani, lucru care explică focarele active din grădinițe și școli. Un număr record, aproximativ 2.300.000 de români s-au vaccinat în acest sezon. Este vaccinat, da, antigripal. Cum ați luat decizia aceasta? Cu doamna doctor împreună, pentru că este mai sensibil și atunci a fost o soluție vaccinul. Ultima tranșă de doze a ajuns acum 3 săptămâni în cabinetele de familie. S-au epuizat în 2 zile, deci 90 de doze cu vaccin de la DSP, peste 600 cu vaccin cumpărat. O parte din ei sunt cei pățiți, au opățit-o cei din jurul lor. De 2 ori mai mulți vaccinați decât anul trecut aici, în cabinet, în acest an. Frecvența redusă de complicații se datorează, spun specialiștii, și isteriei măștilor. Le-au purtat cei îngrijorați de transmiterea coronavirusului, dar s-au protejat în primul rând de gripă. La 5 luni de la debutul sezonului gripal se conturează deja un specific. Tulpinile aflate în circulație anul acesta par mai puțin agresive. Dovada este numărul deceselor, care este cu 60% mai mic față de aceeași perioadă anului trecut. În schimb, cazuistica arată multe situații în care pacientul a făcut gripă A, iar la câteva săptămâni distanță a fost infectat și cu o tulpină tip B. Virusul s-a răspândit totuși în comunități. 8.200 de elevi și preșcolari din București s-au îmbolnăvit până acum. Și fiica mea a avut. Și a stat mult timp cu febră. Adică la modul până nu i-am dat acel medicament, nu i-a scăzut cu absolut nimic, nici cu împachetări, nici cu antitermice, nici cu nimic. Inspectoratele au suspendat orele în clasele unde au fost cel puțin 3 bolnavi confirmați. Se face o dezinfecție a pavimentului, a mobilierului cu o soluție pe bază de clor sau pe bază de alcool. Copiii mici și adolescenții au cea mai înaltă frecvență de contaminare, arată statisticile. Pe intervalul de vârstă 5-14 ani și 2-4 ani, numărul îmbolnăvirilor este comparativ mai mare cu celelalte grupe de vârstă. Orele sunt parțial întrerupte până luni, în aproape 100 de grădinițe și școli. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.